și vești bune rămâne de ultimă generație la Rovinari, începând de astăzi. La Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari funcționează cel mai performant aparat de imagistică medicală prin rezonanță magnetică din Oltenia. Aparatul face parte dintr-un lot mai mare de echipamente medicale de ultimă generație, în valoare de aproximativ 2 milioane de euro, fără TVA. Vești bune pentru rovinăreni, Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari a fost dotat cu un remene de ultimă generație care a fost pus în funcțiune de astăzi. Este un remene obținut pe fonduri, pe program operațional regional, cu o sumă cu valoare de 2 milioane de euro, unde a intrat și un CT și mai multe echipamente, pentru care am retehnologizat toate secțiile, absolut toate secțiile din Spitalul Rovinari, care este funcțional. Serviciile medicale nu sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate și asta pentru că toate contractele cu instituția au fost încheiate la început de an, când spitalul nu avea în dotare aparatura. Există însă posibilitatea ca până la finalul anului să fie încheiate acte adiționale pentru suplimentarea fondurilor, condiții în care serviciile de imagistică medicală să fie decontate integral. Și care pentru locuitorii din Rovinari va avea deocamdată un tarif cu 50% mai puțin, în funcție de faptul că investiția fiind făcută în timpul anului, n-am putut legal să închidem un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Perfect, mulțumesc mult! Programările pentru RMN se fac la cabinetul din incinta compartimentului de radiologie luni și miercuri, între orele 9-11.